TV Moldova, situația de criză de obicei societatea se consolidează. Oamenii se unesc pentru a confrunta împreună năpasta ce s-a bătut asupra lor. Astăzi vedem însă că unii politicieni încearcă să facă opusul, să divizeze societatea, să scoată dividende politice și din suferința oamenilor, din starea de epidemie. Care este mesajul dumneavoastră pentru acești politicieni? Stimați colegi, nu ne ascundem. Dar dacă vreți să ne ajutați, ajutați-ne sincer, deschis. Și nu încercați să faceți politică pe acest lucru. Вопрос Акцент ТВ. Оппозиция считает, что нынешняя власть беспокоится о народе не так, как следует. Власть же, наоборот, обвиняет оппозицию в популизме и желании добавить себе политических очков. Как вы полагаете, сами граждане разберутся, кто на самом деле радеет о стране, а кто нет? Я думаю, что наши граждане очень хорошо понимают, что... Dar trebuie să aveți puțină 7 ani de casă. Lupta politică e lupta politică. Dar nu se trec niște linii roșii. Voi le treceți în fiecare zi. Și lucrul ăsta aucniță. Cetățenii văd. Dar cine o să așează cu voi la masă discuție după asta? Sau tot așa, nu o să dați mâna ca șefii voștri, dar pe urmă o să veniți să cerșeți să vă numim prim-ministri sau miniștri. Lucrul ăsta nu se uită. Nicto ni zăbăt, ništo ni zăbăt. В связи с режимом ЧП в нашей стране, как сильно изменился ваш рабочий график? И кто следит за состоянием здоровья главы государства в столь непростой для страны период? Слушайте, конечно, изменился график. Конечно, риски есть. Но мы будем продолжать работать первой линии.